Doamnelor, domnilor, vă spun bună seara și bun găsit la săptămâna comentată în 30 de minute, împreună cu invitatul nostru permanent, domnul Șomodiotilo. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Nu o să începem în această emisiune cu COVID, o să începem cu faptul că filiale din Maramureș ale partidelor au depus listele de candidați, dar cu toate acestea mai sunt niște scandaluri, nu s-au înțeles toate partidele. Conform calendarului comunicat, 22 octombrie a constituit termenul limită pentru depunerea candidaturilor în toate circumscripțiile electorale din țară. În acest context, și filialele partidelor politice din Maramureș au depus unele în ultima zi listele cu candidații pentru alegerile din 6 decembrie. Aș vrea să facem o evaluare a ocupanților primelor locuri și vorbim de listele principalelor partide și ce șanse au aceștia. Da, ca și o remarcă generală, aș vrea să menționez festivismul de care dau dovadă anumite partide în momentul în care, după ce și-au depus candidaturile, își organizează, aranjează neapărat spații speciale, identificate sau cu elemente de identificare politică, pentru a spune lucruri care nu reprezintă nimic, uneori ajungând ușor în zona ridicolului cu oameni care, de emoție sau din lipsă de pricepere, nu sunt capabili să spună două fraze. Nu dau exemple de această dată, dar ele s-au întâmplat și sunt reale. Vorbind de principalele partide, cum ați menționat dumneavoastră, consider că cea mai bună echipă sau cea mai bună garnitură în acest moment o are Partidul Național Liberal. La Camera Deputaților, locul întâi este ocupat de domnul Bota Călin. Pe locurile imediat următoare, eligibile sunt Alexe Florin și Ciceu Felician. Domnul Călin Bota este un om decent, un om cu o experiență în administrație, având mai multe mandate de consilier local și un mandat de consilier județean. Este un om cu o pregătire solidă în domeniul economic și o anume, aș zice eu, capacitate și calitate de a discerne între ceea ce înseamnă evaluarea unui proiect sau unei spețe din punct de vedere politic, strict politic sau și administrativ. Deci domnul Bota este o alegere bună. La Senat, cel mai indicat și cel mai bun candidat pe care Maramureșul l-a putut avea este, fără doar și poate, avocatul Cristian Niculescu Țăgârlaș. În primul rând pentru că are o pregătire juridică solidă. În al doilea rând pentru că este un om care în cei 15 sau poate 20 de ani de apartenență la mișcarea liberală nu a căzut în acel păcat pe care l-au mulți dintre politicienii vremilor, adică traseismul. Dincolo de toate aceste aspecte, Cristian Niculescu Țăgârlaș este un om care are opinii ferme. Este un om care are verticalitate, un discurs, o retorică bună și este un om care a reușit să depășească anumite momente, a zice mai puțin faste în cariera sa politică, de fiecare dată renăscând ca și un fel de pasăre Phoenix, cu mai multă, a zice, capacitate de exprimare și putere de a milita pentru interesele Partidului Național Liberal. Pe lista domniei sale se mai află Turcin Ioan și pe locul 3, tot un loc posibil, eligibil, nu se știe niciodată opțiunea electoratului, se află doamna profesor dr. Hendea Costin, actualul inspector școlar general. Partidul Social Democrat a fost într-adevăr într-o mare, mare dispută și aș vrea să menționez modul patetic și penibil în care fostul senator, sau mă rog, încă actualul senator Liviu Marian Pop, a ieșit pe social media și a întrebat alegătorii, am fost desemnat de cexul filialei, dar nu apar pe liste, ce să fac, să rămân în politică, să plec din politică, de ce să mă apuc? Cum poate să fie un politician atât de, aș zice, labil în a gândi, știindu-se că domnul Liviu Marian Pop nu este un om foarte popular, nici ca ministru n-a fost maxim de performanță, nici ca senator, bine, n-a fost penibil în raport cu alții, dar să ieși să-ți întrebi tu alegătorii sau, mă rog, poate cei care te urmăresc pe Facebook ce să faci, este chiar o culme, aș zice eu, a lipsei de oportunitate în a vorbi. Totuși, PSD-ul prezintă următoarea garnitură. La Camera Deputaților, pe locul 1 se află Gabriel Zetea, președintele filialei. Pe locul 2, deputatul Gheorghe Șimon, vremelnic 2-3 săptămâni și ministru. Și Cosmin Butuz, a fost secretar de stat la Ministerul Tineretului, Sportului și Turismului.
La Senat, surprinzător, locul întâi îl ocupă Sorin Vlașin de la Siget. Stați puțin, la Camera Deputaților. Am spus Gabriel Zetea, Gheorghe Șimon și Cosmin Butuza. Deci ei sunt la Camera Deputaților. Camera Deputaților. Iar la Senat, Sorin Vlașin, președintele organizației PSD Siget, Vasile Boitor, atenție, primarul Matusalemic de la Soajul de Jos, omul care are mai multe mandate decât fire de păr pe cap, un om care n-a performat cu nimic Soajul arătând ca o fundătură din secolul XIX, trecut locul 2 la Senat. Domnul Vlașin, din ce zonă vine? Din Siget, este președintele PSD Siget, am spus adineauri. Și pe locul 3 se află doamna Irina Iusco și ea primar. La partea profesională mă refeream. Domnul Sorin Vlașin este un om, din punct de vedere profesional, este manager la niște firme, am înțeles. Este un om totuși care are câteva afaceri sau a avut câteva afaceri în care a demonstrat pricepere, dar a fost mai degrabă un militant foarte stabil și foarte, a zice, disciplinat. Și și-a așteptat rândul în acest moment, pentru că s-a stabilit clar că la Camera Deputaților locul întâi trebuie să aibă omul care reprezintă cele trei zone istorice de peste deal. S-a alocat locul întâi pentru Senat domnului Vlașin, probabil și în perspectiva în care s-ar putea, de fapt este cert, la Senat se obțin mai greu locuri în Parlament, fiind nevoie de 50.000 de voturi față de 20.000 de voturi câte trebuie pentru un viitor deputat. N-aș vrea să mergeți mai departe, ci să comentăm o știre pe care am difuzat-o ieri despre faptul că avocatul Sas, Gheorghe Sas, de la PSD, Ioan Sas, de la PSD, și-a dat demisia și și-a retras candidatura. Deci e un scandal totuși în PSD și a fost, știm. Este pentru că a fost momentul în care de la București a venit semnalul, trebuie să schimbăm garniturile. Să rămână oamenii care totuși sunt reprezentativi, dar... Păi dacă s-a dorit schimbarea, ce caută domnul Șimon pe listă? Domnul Șimon este unul dintre militanții partidului care este agreat la nivelul central al PSD-ului pentru că a știut foarte bine să accepte poziții mai mult sau mai puțin convingătoare, ridicole în prestația sa ca și om de administrație, motiv pentru care el a fost recompensat. Domnul Sas merita cu prisosință, este un jurist totuși remarcabil, un bun avocat, dar în momentul în care directivele au venit în sensul unei schimbări față de ceea ce însemna vechea conducere a filialei PSD, probabil că n-a putut accepta o asemenea, zice, desconsiderare ca și om politic și a ales să plece. Alianța USR Plus este iarăși plină de surprize. Sistemul de vot, de eligibilizare din USR Plus este extraordinar de, aș zice eu, riscant. Dacă un membru al USR, cu o anumită notorietate, vrea să candideze pentru o funcție internă de conducere în partid sau alianță sau în cadrul acestora parlamentare, își activează pe social media, dacă este un om popular și care alocă timp pentru așa ceva, ca și dumneavoastră de altfel, obține susținerea membrilor de partid care îi dau like sau îl votează și ajunge pe o listă de parlamentari, de consilieri județean sau ce vezi dumneavoastră, oameni care n-au capacități politice reale. Uitați-vă, la USR Plus, totuși, pentru ca să dea o notă de, a zice, interesant și novator, pe locul întâi se află la Camera Deputaților Brian Cristian, invitatul nostru în mai multe emisiuni, un om tânăr, educat, cu o retorică bună, echilibrat, care nu-și arogă care avea o anumită experiență sau trăiri politice majore, nici n-avea acum, dar este genul de om care înțelege fenomenul și reacționează cu foarte multă, a zice, cu foarte mult echilibru raportat la vârsta domniei sale. Pe locul 2 se află Vlad Duruș la Camera Deputaților, deputat în funcție, unul dintre cei mai activi deputați și unul dintre oamenii cei mai decenți din politica locală, dar uitați-vă ce s-a întâmplat. Ei bine, surpriza cea mare a fost la Senat, unde propus pe primul, sau votat în partid pe primul loc, a fost domnul Sorin Ireș, acel specialist în evaluare comportamentală cu studii pe afară, prin țară, pe nu știu pe unde, un om pe care l-am văzut la noastră în emisiune și din punctul de vedere are probleme de coerență și de retorică. Ei bine, dânsul a fost invalidat de Comisia de Arbitraj al USR-ului
pentru că ar fi făcut anumite fapte ce nu țin de moralitatea publică și politică la alegerile recente. Așa că domnia sa alunecă de pe lista de candidați la Senat și ne trezim cu domnul Dan Ivan, posibil viceprimar, invitat de primarul Cherecă și în echipa lui ca subordonat, șef de filială, ajuns pe locul întâi la Senat. Acum rămâne de văzut cam care sunt șansele, câte locuri vor obține fiecare. Pe locul 2 este doamna Mandița Baias. Păi, dacă mă întrebați pe mine, eu să vă spun așa. PNL va obține cel puțin 2 locuri de deputați, dar e posibil să obțină 3 deputați, da, și cel puțin un senator, dacă nu 2. PSD va obține, în opinia mea, 1, cel mult 2 deputați, da, și un senator, cu riscul totuși să nu prindă niciun post în Senat. La USR Plus, eu cred că cu un pic de șansă sau la redistribuire, USR va avea 2 mandate de deputați și un mandat de senator, cu siguranță. Deci domnul Dan Ivan n-ar trebui să mai viseze la viceprimărie, ci să meargă să se focalizeze pe ceea ce înseamnă cariera în Senat. La Partidul Mișcarea Populară și acolo au existat niște decizii, știți foarte bine, ați avut în emisiune invitați, ale filialei care se contraziceau cu deciziile centrului, la ei statutul spune clar și autocratic, centrul stabilește, mă rog, în fața unor presiuni venite din teritoriul cei de la București, au cedat, dar au și pus niște condiții și astfel că pe lista de candidați pentru Camera Deputaților, Partidul Mișcare Populară are 2 personaje, Adrian Todoran, deputat în funcție, care se pare că este creditat de partid pentru un mandat, și pe locul 2 Florin Cres, surprinzător, intrat acum 3 ani în politică, consilier local, la preluarea guvernării, neavând alți oameni, PMP-ul l-a propulsat într-o funcție de secretar de stat, uite-l acum în Parlamentul României. PMP l-a lăudat că ar fi avut... Sigur că da, dacă știi să-ți faci imagine în sensul în care ai participat la o ședință unde s-a semnat sau s-a promis alocarea unei resurse financiare pe un proiect de interes public în județ, imediat lumea spune wow. Dar nu e așa întotdeauna. Ceea ce mă surprinde este că la Senat, pe locul întâi este domnul Lucian Morar, primar în funcție. Asta la UMEN. Asta îl întrebam ieri pe domnul Todoran. Domnul Lucian Morar nu se hotărăște însă, rămâne la primar, face podul de acolo, se implică în alte proiecte sau va conduce viceprimarul? Nu. Domnul Morar este locomotiva PMP-ului, cel puțin așa se erijează domnia sa și are anumite argumente. Existența domniei sale pe poziția 1 la Senat poate coagula niște voturi către Mișcarea Populară. Pe locul 2 se află George Moldovan, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș. Domnul Morar ar deveni ridicol dacă ar intra în Senat, deci și-ar valida mandatul de senator, ar renunța la cel de primar, ar sta 3 luni în Senat și ar da seama că acolo nu are prea multe de făcut sau cum să își ajute ulmenarii, chelințeni și așa mai departe și va renunța la postul de senator în favoarea următorului și vom avea din nou alegeri anticipate în urmă, unde domnul Morar probabil că va câștiga din nou cu 71%. În opinia mea, PMP-ul va avea un deputat și posibil un senator prin redistribuire. E doar o prognoză. Da. Și UDMR-ul. UDMR-ul este atât de conservator încât este mai conservator decât Partidul Conservator din Marea Britanie. La el un deputat în funcție merge înainte până ori face o prostie monumentală și spune domnul ceva împotriva comunității maghiare, ori moare. Domnul Apioc, tânăr, are 31 de ani acum, este primul loc la Camera Deputaților pentru un nou mandat. La UDMR abia acum putem spune că se reorganizează filiala pentru că au fost acolo tot felul de disensiuni. Au fost și e foarte bine că doamna viceprimar se retrage. Eu mă bucur că au și oameni noi în Consiliul Local. Până la Dar pe de altă parte vin și vă pun din nou întrebarea. Care a fost activitatea și ce, cum se pot cuantifica rezultatele activității ca și deputat al domnului Norbert Apioc? Prezență destul de rară în emisiune la dumneavoastră, un om care comunică destul de greu, probabil mai bine în limba maghiară, că l-am zis mai des pe la emisiune în limba maghiară, iar la Senat, surprinzător, candidatul de pe locul întâi este domnul Vicioa Istvan, de 73 de ani. Cred că a fost un ultim gest de respect față de acest om onorabil al comunității, trecerea pe locul întâi,
foarte slabe șanse să prindă un loc la Senat, dar eu zic că s-ar putea să avem o mare surpriză la aceste parlamentare, UDMR-ul să nici nu prindă vreun loc în Parlament. Da, aceste sunt o să păstrăm în arhivă această analiză și după alegeri o vom pune față în față cu rezultatele. Mergem mai departe cu alte vești triste. Din păcate, conform datelor statistice făcute publice de grupul de comunicare strategică al Guvernului, în Maramureș avem în ultimele 24 de ore 106 cazuri noi, persoane infectate cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi ridicându-se la 3.465 persoane infectate, avem 1.471 vindecate, 242 de pacienți internați în spital, din care 5 intubați, 693 de persoane externate la CRR pozitive, 1.834 persoane carantinate, s-au făcut pe aproape 25.000 de teste până în prezent, și 160 de persoane decedate de la începutul pandemiei. Aș vrea să comentăm. Pentru mine nu mai constituie o mirare situația din Maramureș, pentru că pe fondul lejerității și a lipsei de decizie în luarea și stabilirea unor măsuri și reglementări la nivel de județ, situația pare scăpată de sub control. Domnul prefect este un om onorabil care, într-adevăr, se străduiește să-și facă datoria de înalt funcționar public, dar Comitetul pentru Situații de Urgență al județului consider personal că acționează cu foarte multă permisivitate și poate mă veți întreba și ce s-a întâmplat în weekendul trecut cu acel celebru rapsod popular necunoscut. În acest moment, problema în Maramureș este aceea că sistemul sanitar deja este la limita suportabilității. Mai exact, nu mai sunt decât foarte puține locuri sau poate astăzi nu mai avem deloc în spitalele suport. Și vorbim de spitalul de neofiziologie de la Baia Mare, de spitalul TBC și de spitalul de boli infecțioase. Probleme există și la Sighet și la Vișeu și cu siguranță și acolo presiunea va crește. Dar pe mine m-a surprins, m-am ocupat o perioadă, nu mă mai ocup începând de astăzi, și de proiectul Testăm pentru Sănătatea Maramureșenilor. Am văzut că, de exemplu, din 350 de persoane testate în ultimele 5 zile, 103 aveau rezultat pozitiv. Deci avem o rată de infecție COVID în Maramureș mult mai mare decât o spun statisticile. Dar care sunt cauzele? Cauzele sunt următoarele. În primul rând, oamenii nu respectă regula purtatului măștii. Uitați-vă pe stradă, am vorbit și săptămâna anterioară, nu poartă oamenii masca. Doi la mână, sunt deschise anumite, aș zice eu, forme de socializare directă sau indirectă și aici mă refer la mall-uri, hipermarketuri, bisericile, locuri unde oamenii se duc și unde nu se respectă a doua condiție esențială, distanțarea fizică. Dincolo de toate acestea, mai există și acel curent de deviaționiști, de negaționiști, oameni care spun că nu există, domnule, COVID, este o invenție și de la oculta mondială până la ceea ce înseamnă aruncarea în derizorie a unei stări de fapt, se alimentează acea manifestare, acea mentalitate de în români, reminiștență de revoltă după 45 de ani de comunism, nu vreau să respect regulile. Faptul că deja avem în ATI 14 persoane, din care 5 intubate, faptul că Spitalul Județean în acest moment deja trebuie să intre în circuitul COVID și riscăm să ajungem într-o situație în care nu doar mortalitatea, ci și numărul de infecții, de oameni infectați să crească, mi se pare că depășește limita logică a oricărui om normal. Dacă mai punem și problema că de la începutul epidemiei din martie 200 de cadre medicale au fost infectate cu COVID și că sunt deja cadre medicale care de oboseală, de saturație găsesc fel de fel de alternative legale să se sustragă activității și nu-i poți condamna, situația din Maramureș nu este bună. Avem deja școli, 37 de școli care sunt în scenariu roșu, probabil va urma și pe mai departe această transmitere intracomunitară și ne vom trezi că și în Baia Mare vom avea situații grave, motiv pentru care va trebui să se ia măsuri severe. Nu mai vorbesc de lipsa de respect a regulilor în transportul în comun, pe transportul CFR sau ceea ce se întâmplă în piața de alimente sau în târgul de mașini,
unde oamenii pur și simplu uită că suntem într-o pandemie. Au mai fost, după emisiunea ce am avut cu domnul prefect, au mai fost anunțate verificări și chiar aplicate amenzi. Ceea ce observ, mă uitam acum pe lista din țară cu numărul de cazuri confirmate per total, văd că Brăila, Covasna, Giurgiu, Gorj, Jol, Tulcea, Vrancea au între satul mare chiar între 20 până la 40 de cazuri. Deci nu atât de multe precum au alte județe. Ce-o fi aici? De au mai mare grijă sau? Nu. În județele unde există asemenea raportări mai mici, sunt două alternative. Ori nu se raportează corect ceea ce eu bănuiesc și despre satul mare, da. Ori forțele de ordine, cei care sunt, sunt mult mai exigente și severe și nu stau să păzească înmormântările țigănești sau spectacole de prost gust la care oamenii se duc. Spuneți-ne despre concertul Rapsodului Popular Grigore Leșe. Uitați-vă. Consiliul, eu știam că aceste manifestări sunt interzise. Așa este. Așa este. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a spus clar cu subiect și predicat, sunt interzise pe durata 14 zile orice fel de manifestări publice în interior sau în exterior. Bun, și atunci avem dublă măsură sau ce avem? Da. Cu siguranță avem dublă măsură. Adică pe cine am putea da vina? A anunțat în primul rând că va avea loc concertul public în centrul vechi. Se anulează. Și ce se întâmplă? Se merge ca și locație pentru concert într-un total dispreț față de autorități și autoritate în sala ATP Exodus. Iar faptul că proprietarul acelei săli este parte în acest demers politic câștigător, să spunem, la nivel de județ, nu văd reacția corespunzătoare a autorităților. Adică, vă rog să nu spuneți că poliția sau jandarmeria nu știa că va avea loc concertul respectiv, când acest domn Leșe, Grigore Leșe, anunțase ritos pe contul propriu de, personal de Facebook, întrebat fiind, se mai ține concertul? Da, se ține la ora stabilită, în 18 octombrie, ora 16, la sala ATP Exodus. Păi nu trebuia decât să meargă poliția, jandarmeria acolo cu un sfert de oră înainte de începerea spectacolului și să anunțe anularea și să ia măsuri. Ați auzit că s-ar fi făcut așa ceva? Nu, și pe grupul de prefectură au întrebat mai mulți colegi dacă s-au aplicat amenzi și nu s-a aplicat nicio amendă. S-a întâmplat că cei de la puterea actuală au apelat deja la avocați. Avocații fiind juriștii, de fapt, oameni inteligenți, au spus așa. A, o fi dat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență o decizie, o reglementare, dar nefiind publicată în Monitor Oficial, nu generează efecte și așa este. Dacă nu este publicată în Monitor Oficial... Bun, da, mai presus de toate este sănătatea oamenilor. Iată motivul pentru care nu s-a putut interveni în forță acolo cu apă sfințită și cădăm. Este o formă de complicitate, doamna Schwab, aici, între autoritate, între cei care trebuie să organizeze sau organizația lui și între acest rapsod popular care și-a permis într-un dispreț total, gândindu-se la chimirul domniei sale, care trebuie să fie plin, la un interes personal și nu la interesul public. 6 minute mai avem până la final de emisiune. Aș vrea să vorbim și despre pelerinajele care continuă în pandemie. E noaptea minții. Da. E noaptea minții. Ați auzit? Deci închidem restaurantele, da? Închidem cafenelele, teatrele și bibliotecile, dar mall-urile sunt deschise, hipermarketurile, bisericile. Sigur, unde se respectă măsurile, eu sunt de acord. Deci, ascultați-mă, la biserică nu se pot respecta măsurile. În primul rând, pentru că spațiile sunt mult mai mici decât numărul de enoria. Și dacă oamenii nu prea merg, chiar și creștinii practicanți de fiecare dată ca și catolici, se duc la asemenea evenimente. Pentru că e de bon ton. Ai fost la Rohia la hram? Da. Ai fost la mănăstirea Prislop la hram? Da. Hai să mergem la hram, la mănăstirea din Rozavlea. Ei, acest eveniment, Patriarhia a demonstrat încă o dată că este un stat în stat. Un ONG, onorabil de altfel, și eu nu contest dreptul de a crede al oricărui cetățean. Unii pot să creadă în femei, alții pot să creadă în stâlpii de telegraf, unii cred în Dumnezeu, e problema lor. Dar în momentul în care se pune în pericol sănătatea publică, eu am o problemă. Ca și om care mă întrebați, se emite o opinie jurnalistică. La Iași s-a spus același lucru, doamna Schwab. Numai cei din Iași vor avea dreptul să meargă la pelerinajul Sfintei Parascheva, care nici măcar nu e sfântă română. Știți bine ce s-a întâmplat? Au început să se adune oamenii
inclusiv cu acel turism ecumenic care vineau din alte județe, s-au îmbrâncit cu jandarmii și ca să nu iasă o păruială, eu ziceam că puteau pune tunurile de apă cu apă sfințită pe ei, i-a lăsat pe toți. Aici spune că numai bucureștenii vor avea dreptul. Așa spune reprezentantul partidului. Am făcut trasee, unul câte unul, distanța de 1,5 metri între ei. Vor merge fă nu știu ce trasee diferite, numai bucureșteni. Doamna Așfa, povești. Ce mă surprinde este că ieri premierul Orban spunea că el n-a discutat cu Patriarhul și nu poate confirma acordul guvernului pentru un asemenea eveniment care excede competența prefectului de București. Astăzi spune deja, am înțeles că Patriarhia și Felicit au luat toate măsurile. Aha, avem alegeri în decembrie și nu avem voie să supărăm Sfânta Biserică Ortodoxă și lăsăm să fie. Dar faptul că astăzi avem peste 5.000 de persoane infectate, crește mortalitatea, ateiul nu mai face față, nu contează. Vor fi amânate alegerile? Problema alegerilor, am încercat să o explic și săptămâna trecută, în acest moment este clară. Adică, în 3 septembrie s-a dat hotărârea de guvern că în 6 decembrie au loc alegerile. Punct. În 6 septembrie, Parlamentul dă o lege prin conform căreia Parlamentul stabilește data alegerilor parlamentare și, prevalându-se de ceea ce spune Constituția, articolul 63, adică Parlamentul poate fixa data alegerilor cu 3 luni depășind data la care expiră mandatele, mandatele actualului senator și deputat expiră în 21 decembrie. De aceea PSD-ul spune 14 martie, care e intervalul de 3 luni, care se pot adăuga la cei 4 ani de mandat legal. Ei bine, dacă 4 ani un senator și un deputat își exercită dreptul constituțional ca și parlamentar, în perioada de 3 luni nu mai are aceleași drepturi, adică nu are voie să voteze legi organice, etc., etc. Deci, președintele, în mâna căruia se afla cartoful fierbinte, l-a aruncat astăzi înapoi în Parlament, absolut constituțional, absolut corect, deci cu siguranță vom avea alegerile în 6 decembrie. Întrebarea care se pune, doamna Șoabe, este cu ce preț? Cine va plăti factura? Pentru că degeaba se spune că am asigurat condițiile la secție de votare. Nu există posibilitate de a se infecta. Oamenii și așa mai departe, orice fel de apropiere fizică generată de o activitate organizată, ordonată sau neorganizată, cum este, care înseamnă mai multă lume într-o încăpere, generează clar riscul de COVID. Iar cei care sunt defetiși și neagă COVID-ul, îi invit să meargă ori într-o terapie intensivă, ori să vizioneze materialele cu oamenii intubați, care în acel moment sunt dispuși să devină musulmani, budiști, atei, evrei, orice, doar să scape de COVID. Să vedem ce se întâmplă peste hotare. Polonia are timp, printre altele, pe lângă COVID, să ocupe și de ideea avortului. Știți că e foarte catolică Polonia, vrea să interzică aproape total avorturile. Aseară a avut loc ultima confruntare între candidații la președinție, Joe Biden și Donald Trump. Regulile au fost foarte interesante. După 2 minute se oprea automat microfonul celuilalt. În momentul în care Biden avea cuvântul, microfonul lui Trump era închis, nu putea interveni și așa mai departe. În opinia mea, între 2 gerontocrați, unul de 74 și unul de 77-78 de ani, eu l-aș prefera totuși pe Joe Biden, care este un om echilibrat, care are o constanță, care are o linearitate în ceea ce spune și face, față de acest playboy întârziat, despre acest om ajuns la senectute și care încă nu știe dacă e la andropauză sau este încă în zona juvenilă a emoțiilor sale. Șefa diplomației belgene și fosta premieră acestei țări, Sophie Wilmes, s-a retras și ea din adunarea Uniunii Europene pentru că are COVID și este într-o terapie intensivă, iar Parlamentul European, și aplaud și felicit pentru asta, deși cu întârziere de 5 ani, a aprobat ieri o rezoluție prin care cere Comisiei Europene, care joacă rol de guvern al Europei, să formuleze și să trimită Statelor Unite un act juridic prin care să suspende timp de 12 luni dreptul cetățenilor americani de a mai intra în Europa fără viză. Ținem cont, ei nu acceptă 5 țări europene să intre în țara lor decât cu viză. Conform legislației și autorilor Parlamentului, și americanii 12 luni ar trebui să intre în Europa doar cu viză. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Ne revedem săptămâna viitoare cu noi vești. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și astăzi. O seară bună să aveți!